Astăzi ies eu la animale, după o zi de stat pe canapea. Am avut așa o zi liniștită astăzi, de stat pe canapea, de făcut absolut nimic și de gândit la absolut nimic și ies eu la animale. Florin lucrează la mansardă. Nu știu cum e la voi, dar la noi în Mureș e cald afară, deci nu-mi trebuie practic mai mult decât acest plover și ceva, o bentiță pe cap și la treabă cu mine. Mă preocup prima oară de vacă și să dau drumul la Viția să sugă. Așa că haideți la... Vaca are companie. Tu stai cu Bela? Nu, ia se joacă. Lucița. Ce faci tu? Doana, uite-o. Doana, uite-o. Tu ești rea. Zi, ce aștepți, fată? Ce așteptă, fetiță? Ce așteptă, fetiță? Mi-e frică! De ce ți-e frică? Mi-e frică! Ți-e frică din cauza că ești mică? Tu trebuie să ai grijă că ele sunt animale mari? Ele dă cu... Dă un... Fetiță frumoasă! Trebuie să-i fac curat, să o hrănesc, apoi... Dau drumul la Viția. De dat drumul la Viția dau mai ușor. Doar când este să fac înapoi. A crescut destul de mare în astea două luni. Și mie cam teamă să o bag înapoi. Așa că l-aștept pe Florin. Eu las ușa închisă la grajdă. Și vine Florin și o bagă la loc. Hai să dau drumul. Hai. Am fost la porci. Le-am dus lătură. De două ori le-am dus porumb și acum urmează căprițele să le mulg. Cea mai faină treabă dintre toate, mulsul căprițelor. E așa, relaxare. Deci dacă ești foarte stresat și nu știi cum să te relaxezi, să te destresezi, învață să mulgi căprițe, cumpără-ți 2-3 căprițe dacă stai la casă. Și mulge-le în fiecare zi, consumă-le laptele, în afară de faptul că te vei simți foarte bine, te vei destresa la maxim. E așa, fain! Și se mulgă așa ușor și mai ales dacă ți iei căprițe zanen sau anglo-nubiene, vor sta la mulți, vor sta așa ca niște bebei la tine. Cum se face 4:30, cum deja vezi din ce în ce mai puțină lumină. Astăzi a fost și o zi foarte posomorâtă și cald. Toată noaptea a plouat, deci știam că azi va fi cald. Și se noaptă imediat. Ziua ține atât de puțin. Zici că timpul se comprimă. Asta până pe la sfârșitul ianuarie. Când deja se simte că ziua s-a mărit. După 21 decembrie, când e cea mai mică zi din an, deja suntem pe creștere. Acum încă suntem pe scădere, pe scădere, pe scădere. Fetițele sunt liniștite, așteaptă mulsul. După aia le pun lucernă, le pun porumb, dar cred că mai e. Da. Mai e porumb, așa că ele așteaptă liniștite. Mulgem, dau la capre și la oi în același timp, că aici sunt și oile. Și gata ziua de astăzi. La ora 5-6 maxim la noi se închide ziua. Mona, mai poți, dragă? Mai poți, fetiță? Feciorul vine cu găleata pentru mulț, el mă ajută. Hai, fetele, la mulț! Țălăușă! 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 Mâța asta e gestantă, ea știe că nu trebuie să vină. Hai, mâță! Hai! Țălăușă! Țălăușă! Normal, cele care nu-s de mulți, ele se cam știu și se dau înapoi. Salușăți!
Să la ușăț, să la ușăța, să la ușăț, să la ușăța. Hai! Să la ușăț, să la ușăț, să la ușăț. Să la ușă, fetele, cochetele, hai! Să la ușăț, bravo, ați ajuns! Și astea au rămas aici, ele știu că nu-s de mulți. Hai, fetița, că fetița asta are o grămadă de lapte. E bătrână, fetița asta. I'm dreaming of a white Christmas. Chiar așa, n-am mai avut zăpadă, mamă, de... Să mergi capra! Noi, de când ne-am mutat aici de aproape 4 ani, n-am avut niciodată zăpadă. It's up! Gata, David, cu filmatul. Hei, tu, ție, tu, ție, ție, vrei grasă. Gata cu mulsul, îmi iau lăpticul, îl duc în casă și trebuie să le dau de mâncare. Încă mai mult gem, câte 15-20 de litri pe zi de la căprițele noastre. S-au pârcit foarte, foarte târziu. Asta înseamnă că e mai mult lapte pentru noi acum, dar va fi mai puțin în primăvară, căci vor făta mult mai târziu, vor să aiezi mult la ele și tot așa. Acest balon de lucernă este bun. Arată foarte bine lucerna. Și sunetul acesta când mănâncă animalele e destresant. Rumul acesta e foarte fain să stai aici. Eu mi-am încheiat treburile pe seara asta. Ele sunt fericite. Papă! Eu mi-am luat lăpticul. Așa că vă mulțumim de vizionare și ne vedem pe data viitoare. Gazela vrea numai să o scarpin, numai să o scarpin vrea multa.